Victor Lambert. No, as für den Kühl. Das ist schon mal der Gartel. Equals Chassage. Das sind wir dann Victor und Becce. Quattro Equals Chassage. Să cere să aflăm lungimea segmentului AC. Mai întâi și mai întâi, nu vom calcula lungimea lui AC, vom calcula coordonatele lui AC. AC ca vector poți să-l scrii în funcție de AB și BC? AB plus BC. Exact. Zicem AC egal cu AB plus BC. Așa. Și deci calculăm. AC ca vector echivalent. AC egal cu 1 plus 6i plus 4i plus 6i echivalent cu AC vector egal cu 5i plus 12i. Așa. Deci, dacă AC are descompunerea 5i plus 12i, putem scoate coordonatele lui AC. Echivalent cu AC ca vector în paranteză cu coordonatele 5 și 12. Deci asta e scrierea cu coordonatele. Iar de aici puteți scoate lungimea lui AC. Deci teoria e așa. Dacă punem dreapta acolo și dacă avem un vector U de coordonate A și B echivalent cu lungimea lui U sau modul de U sau normă de U, deci mai multe denumiri, până și vector în paranteză. Deci, radical din A pătrat plus B pătrat. Deci, asta se trece din coordonată în lungimea vectorului. Da? Deci, echivalent de parte cu acel vector, modul, egal cu radical. Așa, plus 2 și la 2, echivalent cu deci erau 144. Bun. Punctul 2. Deci trebuie să calculați o sumă de vectori în funcție coordonat. Rețineți un pic ca regulă. Am întâlnit o chestie ceva de aici. Când aveți un punct B, deci dacă aveți un vector pe Q și ați pus sub el un punct R, pe Q ca vector este pe R plus R Q. Deci da. Așa a rămas. Să fie în mijloc. Da, el o să fie între ele. Da? Dar la fel de bine, dacă vreți ca să scrieți ca diferență. Deci asta e ca sumă. Ai putut, asta e regula triunghiului. Ca să ajungi la pe la Q, pe traseul pe Q, vite traseul pe el plus RQ, da? Da? Sau dacă vrei să scrii ca diferență, te gândești la vârf minus origine. Deci așa vine regula. Adică tot pe Q ca vector, dacă vreau să-l pun ca diferență, este vârful, adică RQ, da? Minus RP. Și astea sunt, practic, elementele de fază. Da? Subiectul 2. Și adică vectorul care este egal cu i plus 4j. Așa. Și vectorul b, care este egal cu 2i plus a plus 1j. Acești doi vectori sunt coliniari și ne trebuie să aflăm... Dar de un pic de teorie. Când doi vectori sunt coliniari? Când... aici, practic, spun a... Spune așa, u egal cu... O egal cu a i plus bj. Plus bj. B. Dar când e și la i și j versuri? Acum. Ce i plus dj? Ce zicem? U și b coordinare. Adică
paralel sau cu... Ce înseamnă vector pămiere? Înseamnă orice vector care... A, C, E, A, C, E. A, C, E, A, C, E. A, C, E, A, C, E, A, C, E. Și acum, deci atenție, veniți cu la tot cu coordonatele, da? Da. Iar U și V, perpendiculari, se pun și a doua relație. A, C, E, plus pe degrade. Așa, U și V, perpendiculari. U, virgulă, V. Așa, O, perpendiculari pe V. Echivalent cu... AC plus B, 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 da? Bun. Deci, UV cu mia, echivalent că 1 pe 2, egal cu 4, supra A plus 1. Așa. Și de ce echivalent? Echivalent că A plus 1 egal cu 8, echivalentul A egal cu 7. A egal cu 7. Avem vectorul AB, care este egal cu 4i minus 3j și vectorul BC, care este egal cu 2i minus 5j. Așa. Determinați lungimea vectorilor, lungimea vectorului AB plus AC plus BC. Păi, mai întâi și mai întâi trebuie să scoatem coordonatele. Așa, ia partea care ești jos, ca să... Trebuie să scriem AB plus BC plus AC. AB plus AC plus BC. Ok, AB plus BC e tot AC. Așa. Deci zicem AB plus AC plus BC. Așa. Și scriu AC plus AC. Vezi? Sau să scriu aici, ca să se vadă. Practic... Să-l ordonezi deja. Ce știi? Știi pe AB și pe BC. Păi, ai nevoie de AB și de C, mai degrabă ei pe AC și... A, scriu pe AC, AB plus BC. Păi nu scriu AC egal cu AB plus BC și după locul pe AC și după locul este... Așa, sau, hai să fac un separat. AC sau cu AB plus BC, corect, și asta ar fi o idee. Deci de tot. Da. Așa, AC egal cu AB plus BC. Care e egal cu 4i minus 3j plus 2i minus 5j, care e egal cu 6i minus 8j. Așa, rezultă că AC are coordonate. Ace de coordonate 6 cu 6 cu minus 8. Da, 6 cu minus 8. Bun. Și acum să luăm toată sursa. AB plus BC plus AC. Plus AC egal cu 2AC. Egal cu 2AC, corect. Care e egal cu... 12. Am înțeles cu 2. 2 pe lângă 6 i. 2 pe lângă 6 i minus 8 i, care e egal cu 12 i minus 16 j. Și aici rezultă că vectorul acesta, poți să-i mătezi în față un u. Rezultă că vectorul 1 are coordonată. 12 minus 16. Așa, și atunci alungim de u. Modul de U sau lungime sau nouă, deci sunt mai multe de mine. Anul trecut, de exemplu, eu zis lungime. Acum, nu știu câți ani, am mai zis modul. Că norma nu e zis la facultate. Și aici, dar nu 256. Supărat.
Minus 7 la 2 e tu. Da. A. Și 2. 2. Se consideră punctele AB și C, astfel încât vectorul AB egal cu 4 minus 3J și vectorul BC egal cu 2i minus 5i. Determinați lungimea vectorului AC. AC egal cu AB plus BC echivalent cu AC egal cu 4 minus 3J. Plus 2i minus 5j echivalent cu AC egal cu 6i minus 8j. Rezultă că coordonatele vectorului AC 6 și minus 8, iar unde rezultă că modul din AC este egal cu radical de 6 la 2 plus minus 8 la 2, care este egal cu 36 plus 64, care este cu pura egal cu radical din 100, care e egal cu 10. Așa. Înlăturirea BCD cu AB egal cu 8, BC egal cu 6, se consideră vectorul U sau IB? U. Care este egal cu AB plus AO plus AD, unde O este egal cu intersecția dintre AC și BD. Calculați lungimea vectorului U, este la ce ca ABC de dreptunghi. Așa, hai să facem. Termine? Da. Uite pe refer cum face, nu știu, mă adică face mai mult. Am pus rău. Mi-e dreapă? Ba da, mi-e dreapă. Să exprimăm vectorul ăsta. AB plus AO plus AB. AO e jumătate din AC. Corect. Pe care putem calcula prin Pitagora. Lasă. Da. Nu trece la Pitagora. Ideea este prima jumătate să faci sumarea. Sumarea ca să faci, ai două. AB plus AB egal cu AC. AD plus AB înseamnă AC. De ce? Voi când adunați vectorii, gândiți-vă că aveți două reguli. Regula triunghiului și regula paralelogramului. Sunteți pe dreptunghi.
Păi, chiar așa zice la dreptul în teoria, nu? Dacă ăsta e vectorul A, să punem în dreapta aici. Dacă ăsta e vectorul A și ăsta e vectorul B, da? Atunci când construiesc diagonala în paralelogram, se obține vectorul sumă. Vectorul sumă, care este A plus B. Pentru că am zis că cealaltă diagonală este vectorul diferență. Dacă le orientez așa, vine vârful minus originea și vine A minus B. Da? Dacă le orientez invers, vine B minus A, vârful minus originea. Da? Adică, voi în paralelogram aveți ambele sume. Și suma și diferența. Da? Astfel. Mai okay, ia, colorează în adevăr cu sa B, ca să se vadă că e AC. Nu, cu linii, da? Ce vrei tu? Verde sau? Deci, AD și AC. AD și AB, vreau. Deci ăla e AD, este una din laturi și cealaltă este cealaltă lat. Dreptunghiul fiind paralelogram, și ele se adună la fel. Ce înseamnă că AB cu AB, ne iese că este AC. Deci AC la vector egal cu AD. Așa, plus AB. Așa, punem și pe AD și AB vector ca să se vadă și pe AC. Vedeți? Deci pune-i vârful la AD la vectorul AD. Deci ăla e AC și ăla e AB. Da? Și când le însumez, iese până și peste diagonala AC. Da? De ce? Pentru că, repet, este regula, e regula paralelogramului. De adunarea de fi, da? Și atunci are aici U ca vector egal cu 5. Cu AC. Așa. Plus AO. Așa. Păi AC și AO sunt vectori coliniere, da? Da? Și atunci dacă AC și AO sunt vectori coliniere, ce legătură sunt între AC și AO? Că AO este alfa, AC este alfa ori AO. Alfa ce cât înseamnă? Alfa e un număr care trebuie să devină un număr. Da. În cazul nostru știm că e 1 pe 2. Pentru că ori e mijlo. Pentru că ori e mijlo. Adică AO este 1 pe 2 din AC, da. Sau AC e egal cu 2 AO, da? Da. Bun. Și atunci, hai să vedem. Ce scrie mai departe? Înseamnă că U ca B, înlocuim pe AO, scrie AO, AO, separat. AO ca B, egal cu 1 pe 2. Așa. Și în cele două relații rezultă? Că vectorul U egal cu AC plus 1 pe 2. AC. Așa. Și egal cu 3 pe 2 AC. Corect. Asta este vectorul. Da. Acum trebuie să calculăm lungimea. Lungimea lui. Da. Asta, ca să calculez lungimea lui, eu practic voi face 3 pe 2 din lungimea lui AC. Acum calculăm lungimea lui AC și facem lungimea vectorului. Da. Ce problemă cred că dată am făcut? Nu știu, poate să spun asemănătare cu ce am făcut duminică. Știi că am făcut la mea tăriași. Tot ce m-am făcut. Da? Așa. Nu, odată ceva, sunt avarmă, era formul formalitate. Da, hai să scriu. Deci, modul de U, modul de vector U, e 3 pe 2 din modul de vector AC. Așa. Adică modul de vector U, calculăm, nu, triunghiul, nu, calculăm modul de AC, adică lungimea segmentului AC, lungimea cu tabela, să lungi ABC, deci triunghiul ABC, triunghiul dreptunghi, așa, rezultă. Rezultă că AC la a doua egal cu AB la a doua plus CB la a doua. Așa. Echivalent cu AC la a doua egal cu 64 plus 36. Echivalent cu AC la a doua egal cu 100. Echivalent cu AC egal cu 10. Profesor, dacă e dreptul lungi, AD egal cu BC și AB cu DC? Da, dar nu te ajută. AD
ca vectorul egal cu BC și fără să fie drept. Pentru că sunt... După da. Putem calcula mai ușor AC egal cu AB plus AD. Nu, dar AC... Ce... și zis. AC egal cu AB plus AD, tu ai văzut cu regula 2. Nu ai văzut cu regula... A, da. Deci ce ce zice? Că AD o duce în BC. Că se vectorul egal. Da. Și atunci suma AB plus BC e suma AB plus AD. Că AB plus AD, de fapt, e AB plus BC și e numit pe este cealaltă metodă de a vedea suma vectorului. Da? Deci e aceeași. Dar noi trebuie să calculăm și lungimea lui AC. Lungimea vectorului. Că întrebuie lungimea lui AC și asta o putem face în mod. Da? Și atunci, în W, cu dar eu cred că e chiar problema de... V-am zis, colegii voștri au făcut o selecție de colegii. O selecție. O să am așa din variantă? Da, deci nu. Orice aveți aici, din ce o să ai spate aici, o găsit ce o să ai, nu știu ce s-o dat la bani. Da? Două, trei, știu. Și am făcut eu o selecție. Mai întâi și-o făcut pentru ei și până am făcut o selecție. ABC de paralelogram. Cu punctele E și E, astfel încât AD e egal, vectorul AE este egal cu vectorul EB, adică se echipoază. Da. Așa. Și... Practic că denumirea asta de vector egal înlocuiește denumirea de vector echipovență. Asta e 2FE. Da. De F egal cu 2F. Bun, hai să facem paralelogram. Ok. A, F și C sunt coliniare. Dacă astea trei sunt coliniare, e la fel ca și cum ar fi făcut o doar că se mai adaugă ceva. Trei puncte sunt coliniare dacă tu reușești să mergi vectorul AE din vectorul FC. Să faci așa, un AF, un alfa, un FC. Sau AE egal cu alfa, un FC. Dacă reușești să faci o relație de tipul A este egal cu număr alfa ori AC, înseamnă că punctul ăla e acest lucru. Trebuie să alegi vectorul A e de vectorul FC sau de vectorul AC. Deci să creezi o relație între cei trei vectori. Da? Bun. Prima întrebare. Unde iau punctul E? Ca vectorul A e să iasă egal cu vectorul EB. E în mijlocul ea, corect. Acolo este. Acum, unde iau punctul E? Ca de el să facă dublul EF. Aici o să facem o fișă cu desenul ăsta. Tu, practic, tu ai de E, da? Da. De E ca dreapta. Când te gândești la dreapta de E, față de dreapta de el, tu ai trei situații. Da. Să-l iei pe el deasupra, da. Să-l iei pe el între D și el, sau să iei pe el mai jos de el. Da. Ei, tu la situațiile astea. Și îți alegi situația ca să ieși pe orientări. Iar acum trebuie să-l iau mai jos. Tu zici că el este aici, nu? Da, mai jos. Păi iarăte-te, vectorul de el este da. În jos, vectorul de el este în sus. DF și egal cu 2F înseamnă că DF și EF au aceeași orientare. Deci nu poți să vii cu el cu jos, pentru că DF are aceeași orientare că DF trebuie să poate în minus C. Întrebări, da? Da. Bun. Da. Dar prima de aici. Întrebarea e acum în câte părți vei împărți pe DE ca să-ți iasă DF egal cu 2F? În 4, în 3. În 3. Deci, a, de asta dublu. De E pare o parte, așa vreau să gândiți. De E pare o parte și F are două părți. Aici. Nu, de E, dacă, nu, invers. F are două părți. Și de, deci E are o parte și de E pare două părți. Așa vreau să spun. Dacă E e o, îl dau ca o parte, obligatoriu de E face două părți. Și înseamnă că totul face trei părți. Dar nu știu, eu am zis că e pe aici, acolo. Nu e pe aici. DF să fie dublu EF. DF e aici. DF trebuie să aibă două părți. Și EF e o trebuie să aibă. Deci, atâta așa gândiți. EF o parte, DF vine de două EF și vine două părți, da? Se vede că DF... Da, da. Aia nu e bine. Nu, EF e... DF. Și EF.
A, nu, e F. Este F. Da. Deci, D, F și F. Așa. Trebuie arătat că punctele acestea A, F, C sunt colineare. Acum, ia să punem în roșu un pic pe dreapta teorie. Când trei puncte P, Q și F sunt colineare, să scrie. P, Q, e colineare. Dacă tu realizezi o compactă unui comunitate, tu dacă realizezi că P, Q... Deci, să demonstrezi că astea colineare între ele și după aia așa de ce mai face. Nu, toate trei, nu, nu, ies două puncte colineare. Puncte colineare sunt mai... Tu dacă reușești să demonstrezi că PQ, este schemă echivalent, PQ e la cu alfa Q. Deci înveci vectorul PQ de vectorul Q. Da. Vector. Deci asta e una din teorie. Sau P e egal cu alfa... Deci trebuie să-mi creezi între vectori aceștia o alfa Q, de exemplu. Sau PQ e egal cu alfa T, da? Adică să-mi legi, să-mi legi acești vectori între P și Q, P, Q, P, R, Q, R, să mileși printr-un, da, printr-un scalar. Da? Asta e prima chestiune care o avem de folosit. A doua chestiune care o să o folosim. Punem și doi. A doua chestiune este împărțirea unui segment într-un raport dat. Dar uitați ce vreau aici să știți. Dacă eu, de exemplu, vin așa, vin cu un vector PQ. Și aici insist un pic și pe ordine. Și aici am luat un punct M. Atenție! Am luat un punct M. Pentru care PM ca vector să fie alfa ori în Q. Deci dacă PM este egal cu alfa ori în Q, atunci pentru orice punct O din plan, dacă unesc pe O cu M, l-am unit, dar puneți pe O cu M, vectorul acesta OM face, și atenție, face, hai să nu zic ca să zic ca, ca să fie cam teoretic. Vectorul OM vine OP și vedeți că elementul scalar OP nu se leagă de P, se leagă de Q. Da. Deci OM vine OP plus K OQ plus K OQ supra 1 plus K. Deci asta este, practic, ce vreau să înțelegeți legat de această împărțire a unui segment într-un raport dat. Deci, în continuare, repet, uitați-vă cum se așează vectorii. Vreau foarte mult să înțelegem și cum se așează vectorii. Nu zic că M egal cu alfa pe Q. Nu zic că MQ egal cu alfa, pot să zic și MQ egal cu alfa pe M, dar în altă ordine. Deci eu mă gândesc că vine vectorul pe M. Da? Deci ăsta e vectorul pe el. Și mai departe, el se continuă cu MQ. Dar se continuă cu un K MQ. Deci pe el face K MQ. Și atunci eu când vin cu punctul O oarecare, dar atenție, care este forța acestui O, acestui vector OM, care mai târziu se transformă în vector de poziție? OM-ul va fi RM. Practic, iar mai departe, vectorul de poziție se transformă în mod complex. Ăsta este RP. Ăsta este RQ. Deci, ori faptul că pe el iau cu K ori în Q, face ca unul K să se ducă la Q. Da? Să se așeze lângă Q. Și atunci, pe el iau cu K în Q, mă duce în relația că OP, ori egal cu OP plus K ori OQ, K1 plus K. Adică acest K îl găsim lângă Q, aici îl așezăm la... Sau, mă interesează și altă relație, pentru că următoarea fișă, următorul capitol care se reprezintă de post. Așa, RM egal cu RP plus K RQ, nu supraveți, supra 1 plus K. Un caz particular e când e mijloc. Și ai K egal cu 1 și atunci vine RM egal cu RP plus RQ pe 2.
Păi ce avem noi aici? Practic, eu trebuie să mă duc să leg punctele acestea A, E și C. Ce ar vrea fi să încerc să exprim vehiculul aer, să văd dacă pot să exprim o funcție de aici. Păi, chiar vreau să folosim relația asta DF, vedeți? DF egal cu 2F. Să scriem legea spunea. Da, e tot așezat în teorie. Da, dar eu acum mai peste ele și când văd teoria, exact pe exerciții mari și mai tare. Da. Da. Deci zicem, DF egal cu 2F. Chiar de aici se primităm. DF egal cu 2F. Păi, dacă DF egal cu 2F, du-te cu O în A și scoate pe aer. Deci ai puncturile D, E și A și te-ai dus în A. Ce înseamnă? Rezultă că A, E, pe la C. A și A egal cu 5. Pentru A, deci... Deci A, E, F, E... Ce trei puncturi primare sunt astea? E, A, D... Ăsta e 1, ăsta e 2 și ăsta e 3, da? Și dacă D e egal cu 2 e F și când vii din A, cum vii? A e F egal cu C. Unde se duce 2? 2 se duce la E. Da. Și zicem, A e F egal cu 1. A D. Așa. Plus. Plus 2 A E. Foarte bine. Egal cu A D plus 2 A E. Vedeți, 2 s-a dus lângă A E, da? Da. Supra? 1 plus 2. 1 plus 2. Echivalent mai departe. Exact. Asta e o relație foarte importantă. Dacă reușim să înțelegem relația asta, trecem un pas. Ăsta e un hop la vectori. Are egal cu... Păi, 2 A E, ce poți să-mi spui despre ea? Este egal cu B. Egal cu? 1 pe 2 din A B. A E, nu? A E, da. A E e 1 pe 2 din A B. Și atunci 2 A E cât face? 2 AE, AB. AB. Și înlocuim 2 AE cu AB și zicem AD plus AB. Așa. Așa. E, și acum AD plus AB cine vine? AC. Corect. Echivalentul. Convine regula paralelogramului, nu? AD plus AB egal. AF egal cu AC supra 3. Adică AE, echivalent mai departe, AE a scos pe 1 pe 3 în față. AE egal cu 1 pe 3 ori AC. Adică AE scos că AE este un alfa ori AC. Da. Și de acolo, dacă AE este alfa ori AC, rezultă punctele AEC. Așa. Pe linie. Dar ceea ce mă interesează foarte mult este această relație. Da. Împărțirea unui vector, și la asta vreau să vă să o înțelegem, PR egal cu K în Q, îmi spăr pe RM egal cu RP plus KRQ supra 1 plus K. K se duce lângă Q. Da? Și nu neapărat asta, cât asta la altă, pentru că forța unui vector de poziție este acest punct O, care tu îl iei și îl deplasezi în plan și unde vrei tu. Tu ești, tu, uitați-vă, tu ești cu DF egal cu 2F. Și atunci obții că RF, dacă este să mă duc cu un nou imaginar în plan, da? RF egal cu RD plus 2R, cam așa s-a scoate vectorul de poziție, plus 2R, supra 1 plus 2, adică supra 3. Ori eu când îl iau pe O, care este imaginarul în plan, după aceea pot să mă duc cu O în A. Și în loc de R, D, zic O, D. În loc de R, E, zic O, I, A, E. Da? În loc de R, E, zic A, E. Dar pe de bine, pot să le iau pe O această imagine, să-l plasez în B. Și atunci, R, F devine B, F. R, D devine B, D. R, E devine B, E. Da? Pot să mă duc cu un C. Și la fel de bine spot C, F egal cu C, D. Plus 2CE supra 3. Deci, atât. Care este forța vectorului? Practic, asta a fost principiul vectorului. Faptul că te duceai cu O, unde vrei tu figura respectivă. Da?
De asta, încet, încet, acest capitol, această fișă, va fi urmată de a doua fișă cu vector de plus. 7. Îți vor până aici? Da. Zi. Un pic de oră. Fă-mi pauză. Vectorul, vectorii. Egal cu 5 minus 12. Ce altă fără? Și V egal cu I plus Y. Nu, e 7 sau e 9 sau? Secundă. Sau e 4. Nu mă seama. E 4. Ok. Vector. Echivalent cu 5m plus. No, no. Minus. Minus. Da. Va fi o modală teoria sau o știu? O știu. Știi tu. Mulțumesc. Da. Mai pune. Dacă U este... U perpendicular. Da. U e egal cu AI plus DJ. Nu mă... Nu știu tot. Nu e asta? Da. Nu e asta. Da, mă te pun. Asta e minus, da. Da, e corect. Vectorul. Vectorul e problema. Poate și mai scris vectorul ăsta? Poate e 5. E AC. U perpendicular pe V înseamnă AC plus BD. AC plus BD la plus. Și U paralel cu V înseamnă APC la plus. Nu, asta nu. Deci. 5 minus 8 egal cu 0. Așa e problema. Echivalent cu 5 egal cu 8, echivalent cu n egal cu 8 pe 5. Așa. Să se demonstreze că pentru orice punct din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea MA plus MC egal cu MB plus MD. Așa. Un paralelogram. Practic aici, ceea ce vedeți voi aici, e teoria numerică caracterizare. Eu v-am zis, practic vectorul acesta ce a fost? A fost dorința matematicilor să se transforme geometria în algebră. Și una din teoremele care transformă geometria în algebră este această teoremă de caracterizare a paralelogramului. Pur și simplu, dacă ABCD e paralelogram, bazându-se pe faptul că vectorul de poziție era plus RC egal cu RB plus RD. Iar ceea ce aveți aici, MA plus MC egal cu MB plus RD, este chiar... Da, punctul intersecția diagonală. Exact. Facem și punctul intersecția diagonală. Și o să notăm, să zicem, cu O. Ia un punct M, să zicem. Deci ăsta nu știu. Ăla e 8, da. Da. Și ia un punct oarecare în plan. Da? Bun. Hai să mai punem o altă teoremă mediană, în plan. Deci dacă ai un triunghi, PQR, să zicem. Nu, nu, fără un triunghi, PQR. Triunghi, desenează un triunghi. Deci dacă aveți triunghiul pe QR, și ducem mediana PT, care e teorema mediană? Vector este egal cu PQ așa, plus PR așa, ca vector
Păi, întrebat. Ai pornit o lecțiune sau? Eu și-o da. Da. Îți poți imagina un triunf și vedea? Ori e mijlocul cui? Lui Ace, nu? Da. Dacă e mijlocul lui Ace, care e meghia la care triunfe? Ah, okay. Asta. Nu pe el, cu A, cu C, corect, foarte bine. Deci. Deci avem A, așa, așa, așa. Cu roșu sau schimb cu roșu? Așa, așa. Avem A cu M și cu C. Poate era bine dacă vedeam. Dă-i înapoi, dă-i înapoi. Deci punem punctul M. Da și... Nu-i face sugestiv. Da. Nu cred. Așa. Deci. Și trece și pe el de acolo. Așa. Hai să dăm pe el mai spre A. Cam pe acolo. Da. Și acum A. Triunghiul și media. Asta e triunghiul. Triunghiul A, E, C. Da. Și acum media. Din M trebuie să pornească. Da, păi... Ori mijlocul lui AC. Mediana unește vârful cu mijlocul la altul opus. Aia e mediana, da? Da. Bun, hai să scriem că s-a aplicat teorema. Deci... M ca vector. M ca vector egal cu MA. Așa. Plus... MC. Așa. Supra. Bun. Asta e alt, alt mijloc, să zic așa. O, acum este și mijlocul lui? DB. DB. Păi și atunci, dacă o e mijlocul lui BD, hai să-mi imaginez alt M și altă medie. Hai că... E un M? Sau trebuie să exprim toată funcția? Păi aia, poți să imaginezi cu altfel. ABD cu AO. ABD cu AO, da. Hai să legăm și ceea ce vrem noi. Noi trebuie să legăm IMB-ul, IMD, exact, IMB-ul. Focul vostru. Deci putem veni cu IMB-ul data asta. Și să folosim tot pe el. Și avem că e M-O, ca vector, egal și cu cine? Cu M-D. Așa. Plus M. Așa, M-D. Plus M-D. Spre-o. Păi, hai să vedem ce vei vector din cei două dați. Ce rezultă? M-A plus M-C egal cu M-D. Așa, rezultă că e M-A plus M-C. Egal cu M, B plus M. Deci, practic, am luat M-O ca fiind M-A plus M-C pe 2, cu median triunghiul M-A-C. Am luat M-O ca fiind M-B plus M-D pe 2. Și de aici, din faptul că am aceeași vector M-O exprimat prin două relații, am spus că M-A plus M-C egal cu M-B plus M-D. Da. Nu e clar. Da. Da. Bun, să insist un pic pe problema asta. Pentru că v-am zis, de aici o să scoatem altă teoremă, o să o găsim în celălalt capitol de vector de poziție. Și acum, deci, ce vrea să zic această teoremă? Nu e o teoremă pe care o să o neglijăm. Vreau să zic așa, că dacă tu ai un ADCD paralelogram, am să vine fraza aia cu orice punct M din plan. Am să mă duc cu un punct O, oricare din plan, atunci ABC de paralelogram. Trebuie să pun un lucru și pe paralelogram. Deci ABC de paralelogram. Este echivalent cu următoarea teoremă de caracterizare. Adică, eu vin așa, eu vine OA plus OC, egal cu OB plus OD. Dar OA plus OC înseamnă EA plus RC,
egal cu R2 plus RD. Ei, această relație din caracterizarea camionului, pe numărul complex, se scrie așa. Dacă ai A, un punct de A fix, ZA, adică Z pe numărul complex asociat coordonatelor lui A. Vă aduc aminte că dacă avem A, un punct de coordonate AB, atunci acestor elemente se asociază numărul complex ZA plus BI, iar era ca număr, ca vector, este AI plus B și B. Deci vedeți cum se leagă vectorii de numele complexe? Yeah. Practic, teorema de caracterizare de numele complexe e ZA plus ZC, da, cu ZB plus ZD. Adică, am zis, tot ce este vector de poziție, de fapt, se transformă în complex. Și eu aș putea să rezolvă toate problemele astea de vector cu numele complexe. Inclusiv aia, fie punctuale, coordonate 1 cu minus 2. Ia până pe asta. Ca să vedeți și o trecere de la vectorul așa. Am făcut-o. Asta e 8, da? Da. 8, da, nu. Știi asta? Da. Consideră triunghiul echilat în afară C cu AB egal cu 2. Calculați lungimea vectorului AB plus BC. Așa, un triunghiul echilateral. Iată, ca să întrecem de acolo, pe să triunghiul ăla. Așa, deci un pic acolo. Da. Dă pe căsuța aia acolo sus. Șeps. Da. Și dai în jos, caută un triunghi echilateral, 9 fiul sau cum așa. Dai. N-am luat astăzi cu un... pe casa, 9 fiul. Mai un triunghi echilateral, da? Mai de nimic. Ok. Mai sus, da, cred că și așa. Sau. Care? Trage. Da, punctează, de clic pe el. Nu, de clic pe el. Și acum trage de colț. De exemplu, dacă tragem colțul de... așa vreau să-l trage prima. Acum dai un pic și de clic pe el. Și trage un pic și... Și de partea asta? Da, nu, de partea grizonată, de pe lateral. Dar de ce nu era partea grizonată? De pe lateral. Vezi că ai niște riduri pe el. Așa, trage de acolo. Așa. Bun, asta-i trebuie de acolo, da? Mutează. Ia pe ea, nu? Da. Ca să știu cum nu te... ABC. Nu, scrieți. Consideră că nu e prea treaba ABC. Cu AB egal cu 2. Deci am pus pe AB 2. Trebuie să calculăm lungimea vectorului AB plus BC. Bine, da, e regulatorul, da? Și zicem, A, ce e doar acum. Dar asta e jenant de o problemă de asta, să știu mai bine, cum vă zic sincer. Deci, da. Dar astea sunt din subiecte. Acum, știți care eu v-am mai dat așa, că cam ar trebui să uitați perioada asta între 2012 și 2000. 17. Da. Aia sunt după 2012-2013. Asta e sigur din categoria 2013-2017. Adică noi undeva trebuie să coborăm subiectele sub 2010. Da. Hai să zicem AC egal cu... Păi rezultă că modul de AB plus BC că trebuie să calculăm în cine avem, da? Așa sau modul de... Nu, toată suma AB plus BC și vectorul egal cu modul de AC. Așa și lungimea de AC egal cu 2. Și chiar n-am ce zice. Dau mai departe cu 2. Că e lungimea la... Modulul unui vector este lungimea sigmentului, da?
modulul, norma sau chiar lungimea vectorului, lungimea segmentului. Asta e tot. Asta e tot. Păi eu la știință am văzut subiect mai frumos. V-aș lăsa că vă să face științele. Hai să terminăm materiile. Ok. În repelul cartezian X sau Y se consideră punctele A din unul și da, du-te tot de fapt. Vei pagina 9. Ok. Și caută tot în triunghi. Caută tot pe căsuță. Dai imediat. Pictures. Și tocmai la capăt de tot, găsești un reper, chiar ultimul lăsă. Exact. Îl tragi. Și ăla e reperul cartezi. Poți să mai mișuri. De, a, nu, vreau de colțul de șef aici. Dreapta jos, nu partea asta. Ca să-l tragi un foc. Așa. Cam. Hei, reperul ăsta s-ar prezia. Se consideră A de minus 1, 4. Creu, iată. Și iau ca o pătrățică ca să... Da, dar ești curios. Unde mi-l duci tu pe minus 1, 4? Poți să-i două pătrățele, deci nu vreau. Deci, minus 1. Nu, nu mai am două. Bine, iau. Da, să dă dur. Și stai A. Și B de coordonate 1, 2. B de 1, 2. Determinați lungimea vectorului OM, unde punctul M este mijlocul segmentului AB. Așa. O e centru sistemului. Așa. Da. Vă dați. Hei, noi nu să... Vă dați seama unde va fi mijlocul. Va fi chiar pax, dar aia e o citire. Deci nu fac citire grafice. Hai să scriem așa. Avem A de coordonate 1, 2, da? Dacă avem punctul A de coordonate 1, 2, acestui punct îi asociem vectorul OA echivalent. OA ca vector egal cu I, 1I sau I plus 2 și 2. Deci ăsta este vectorul de poziție OA sau EA. Punem și la I. La fel, pornim cu B de coordonate 1, 2. Tot nu stai că A e... Minus 1. Da, șterge un pic. M-ați fi stat rău. Da. Deci încă o dată. A de coordonate minus 1, 4. Echivalent cu OA ca vector egal cu... Minus I plus 4, J. Corect. La fel, B de coordonate 1, 2, echivalent cu OB ca vector, egal cu I plus 2, J. Așa. Și acum trebuie să revenim cu M mijloc AB. Hai să scriem așa, M mijloc AB. Deci M mijloc AB, echivalent cu... Și îmi scoți formula de OE, echivalent cu OE, e mediană, da. OE egal cu... OE egal cu OA. Așa. Plus OB spre vector. E locuit și e locuit. Echivalent cu... OE egal cu... Minus I plus 4 J. Plus I, plus OG, la 2. A, vezi? Vezi că tu nu îi faci vector. Și versul E, ce? Versul este vectorul de lungime 1.
3. Și dacă o M este 3 și E, rezultă că trebuie să scoate coordonata lui M, da? Determinați lungimea. Da, nu, trebuie să aflăm lungimea lui E. Rezultă o M de... De coordonate 0 și 3. Așa. Da, scrie și V pe față. Așa. Și rezultă lungimea lui O, adică... Modulul de O, E. Da, cu radicalul din 3 așa. Așa. Deci asta este lungimea dreptului de lume. Întrebări aici? Da. Mai departe. Avem vectorul AB de forma 3 plus 2 și 1. S-au pus obiectul. E pus obiectul. Așa, avem vectorul AC. AC de forma M plus 1 I plus 4J. Plus 4J. Unde M este număr real. Așa. Determinați numărul real M știind că AC e egal cu 2B. Aici e un fel de egalitatea două vectori. Doi vectori sunt egali, dar au aceeași coordonată, da? Adică voi calculați și egalați partea coordonatelor lui A, C și B. Mai da. Echivalent, da? Echivalent cu M plus 1, I plus 4. Așa. Și E egal cu 6, I plus... 16. 16. O, dar nu este. Da, atunci. Păi, e... Dacă nu, ăștia doi nu coincid. Nu, eu cred că e AB egal cu 2 aici. AC egal cu 2 aici? Nu, no, e greșit. Și nu, copiat. E la interes. Deci trebuie să iasă coordonată. Sau ok, nu, ok, un om de 8G, ok, 2G acolo. Și atunci ai iese. Ok, la un fel, clar, să plăs fi 2 acolo. Da, apare un 2. Bun, ia și trece atunci în 8, 2 și... Eu am văzut că e 3, ia și 3 plus 3G. Nu, 3 plus 2G. Aia e 2. Așa trebuie să fie atunci. Nu e bun. E bun. Aici e egal cu 2AB, echivalent cu M plus 1. I plus 4 și egal cu 6 I plus 4 și echivalent cu M plus 1 egal cu 6 echivalent cu M egal cu 5 care poate fi numărul real. În triunghiul ABC, punctele M, N și P sunt mijloacele laturilor AB și BC, respectiv AC. Vedeți, mijloace e clar, mediană... Arătați că AM și BN plus CP egal 0. Așa, hai să facem un triunghiul ABC. Nu trebuie să fie ceva pe mai au de acolo sau? Nu, no, că nu iese... Că nu iese. Că nu are ceva pe altul, pentru că... Da, asta altul nu că nu mai e că... Nu are. Mai. A, B, C. M, N, P sunt mijloacele laturilor A, B. Trebuie să demonstrăm că A, N plus B, N plus C, B, N, B. Nici măcar o formulă medie. Hai! Hai, mă răspundă. Atenție! Hai să dăm o altă regulă, da? Când zice, numai să zic așa, fie triunghiul ABC, e ca și când ar zice, fie vectorul de poziție era RPRC. Sau ca și când ar zice, fie, nu am dacă zic latul, fie laturile AB și AC, pentru că tu cu două laturi, tu poți să descompui orice
orice vector. Deci, practic, orice vector din plan, aveți teoremă de descompunere după două vectori, orice alt vector din plan se descompune după două raturi. Poți să iei AB și AC, sau AB și BC, da? Sau AC și BC. Deci, când o zici fie triunghiul ABC, e ca și când zice fie vector de poziție real BC, și dacă vrei să faci un calcul pe vector de poziție, poți să faci, sau e ca și când zice fie două raturi ale triunghiului. Pentru că cele două raturi vor fi reperul de descompunere a celorlalți vectori, da? Bun. După cu tot ce ai în funcție de două raturi, AB și AC, care tu poți să înmătăți și cu litere. Să zicem, dacă folosim sistemul de referință AB și AC, asta să zicem că este vectorul U și asta este vectorul B. Da? Deci puteți folosi aceste două direcții de descompunere, pentru că voi aveți teoremă de descompunere după doi vectori. Orice alt vector din plan, pentru orice vector din plan, există și sunt două numere, alfa și beta, astfel încât acel vector care vreți voi să fie alfa U plus beta D. Da? Și orice se poate exprima în funcție de AB și AC. Sau AB și BC. Deci nu sunteți, legați de două laturi. Da? Puteți alege AB, AC, AB, BC sau AC, BC. Bun. Pe cât este AN? Hai că asta e ușor. Dacă N e mijlocul lui AB, AN este egal cu... N pe 2 AB. Așa zice. AN e egal cu 1 pe 2 AB. Bun. BL. N pe 2 BC. Așa. CP. 1 pe 2 CA. Așa. Păi și pot să mă luăm. AN plus BN plus CP, BN, B. AN, BN, drept, plus CP. E ca 1 pe 2 AB. 1 pe 2, pentru că o să dai faptul cu 1. AB plus BC plus CH. Păi AB cu BC și cu CA te-ai întors la loc în A. A, și atunci ai vectorul 1. E vectorul 1. Și deci vine 1 pe 2 vectorul 1. Care înseamnă vectorul 1. Da? Atenție la poligoane închise. Când te-ai plecat din A și te-ai dus printre A să te-ai întors în A, ai obținut vectorul 1. Da? Da. Problema 3. AB plus B, deci AB plus BC și... Nu înțelegeam de ce e vectorul ăla, acum am venit. Păi, ai plecat din A și te-ai întors în A. Ai închis contul, ai închis pe A. Determinați numărul real A pentru vectorul 3 de 1 egal cu 2i plus J și V2 egal cu AI plus 6J care sunt cu linie. Da, de acum o să spun situația. V1, V2, coordinare. Da, echivalent cu 2 pe A egal cu 1 pe 6, echivalent cu A egal cu 2. Așa. Cam asta ar fi. Da, deci, pune leșeul de stoc și pune stoc.